5 ore de când ai pornit mătate de acasă, dar la 1 jumate trebuia să fie judecat. Da. Acum ea că ai 4, trecut 2 ore jumate. Pierzi toată ziua. Și tot nu-ți faci dreptate. Dacă n-am mai faci, o am o ei dreptate. Dar mai tine numit și o altă ședință. Când o să fie următoarea dată? Cine știe? Nu, nu știți. La noi? Da. Este numit, dar poate am schimbări? Este la mine baie, am scris. Nu cred că o să fie schimbări. Și dacă schimbi judecătorul, atunci se anulează și datele și alea? Aha. Păi asta, că eu am scris de baie. Domnul Ambroci, nu vreți să comentați cât ședem aici? Riscați dosar penal, chiar închisoare, pentru un ar de pământ? Aveți nevoie de drumul și ăla de acces? Eu sunt, că dacă nici eu sunt, că nu crezi. Da. E atât de important drumul și ăla de acces pentru dumneata? Pentru dumneata e important reportajul de asta. Da. Vreau să înțeleg cum niște neamuri poate să ajungă să certe de la un teren care nici măcar nu le aparține. Nu te-ai certat, dar oamenii ăștia zic că n-au acces din cauza porții dumitale. Ați fost la fața loc? Ei m-au uitat hârtii și am înțeles că ai pus o poartă în drumul hârtii public. Hârtii sunt alternate și păreți, uitați-vă. Deci neta n-ai blocat drumul public. Nu. Dar doar ce ți-o deschis dosar penal? Nu eu am deschis dosar. Procurorii? Păi sunt lucruri în ce s-ar trăiesc. Poftim? În ce s-ar trăiesc. Deci crezi că dosarul e fabricat, inventat? Nu pot să mai expun. Iată, oamenii spun, procurorul spune, primăria spune că omul a pus o poartă în drumul public, în drumul de acces. Că avem de la primărie. Oamenii poate să spună multe. Oamenii au interes vorbească. Lăsăm să spună oamenii. Dar și procurorul ce interes are să piardă atâtea zile pe instanțele de judecată? Să te hărțuiască? Poarta a fost de la părinți, o pus-o, cum a pus-o părinții. Pe urmă, a dat-o pe jumătate de drum și-o trecut de îngurășează, că nu-i nimic. O vreme oricare a stat așa, pe un gardier a pus. Pe urmă, o mutată, înțelegi, trei listuri de tablă. Da, da, gluma se îngroașă, riști să intre la pușcărie pentru trei listuri de tablă. Nu, nu o să fie, dar de unde știi dumneata? Cred că nu e vinovat, de asta de unde ai de ce știi. Păi asta îți decide instanța de judecat, el acum e inculpat. Păi de dumneata să vorbim cu el. El acum e inculpat. Nu e inculpat, o să treacă nechitat. De ce? Te-ai înțeles dumneata cu judecătorii? Da, hai să vorbim acum. Te-ai înțeles cu celălalt, dar dacă schimb acum alt judecător. Eu vă întreb, de ce ești așa de sigur? Pentru că eu știu că nu e nevinovat, de asta fi sigur. Dar procurorul zici că e vinovat și îl acuză, nu? Și riscă până la 3 ani de închisoare. Sau ne jucăm de justiție. La primărie. Și poate îl câștig, de unde știți? Văd că și dumneavoastră pierdeți timp aici, nu aveți nicio calitate în dosarul ăsta. Ia ca și eu cu treabă. Iată, încerc să-l ascult, dar dânsul nu vrea să spună nimic, că l-a apăr avocatul, zici că e nevinovat, el știe că e nevinovat. Da, dar deocamdată instanța nu s-a pronunțat. Și omul e acuzat de acapararea spațiului public. Am înțeles. Când o să fie decizie, atunci o să fie. Și el trebuie să fie contestat. Deci pentru arul cel ați angajat doi avocați? Doi? Asta e din parlament. Dar nu are importanță. Ei nu, totuși mă întreb ce miză, cât investește omul într-un ar de pământ și care nici măcar nu îi aparține. Dar vrea să-i aparțină, înțeleg. Nu știți că vrea să-i aparțină? Păi dacă a pus poartă și o grădită... A pus poartă că vrea să-i aparțină? Dacă a pus poartă... Păi este concluzii greșite. Oamenii ăștia zic că a pus poartă. Eu n-am pus la fața lui. Oamenii zic că au acces toți. Poți deschide poarta orice moment. Poate să intri și cu mașina acolo și cu căruța. Poți să intri și cu mașina. Atunci pentru ce era necesară poarta? Pentru ce e necesară poarta? Ce e necesar de ce e de a proteja să nu duc acolo animale? Păi să-și facă gard. Unde-i lotul lui să-și facă și gard și poartă. Dar unde-i drumul public ce grijă are el? Nu-i primar, nu-i viceprimar. Nu-mi trebuie. Instanța o să se pronunță.
Asta vedem. Ei, cum vreți, eu v-am propus. Asta e. Cred că și dumneavoastră n-ați venit aici din proprie. Cred că tot... Nu degeaba zic. Sigur că da. Păi asta e problema. Îmi dat 10 lei la mașini de ocazie. Îți dau probabil 10 înapoi. Mie nu mă interesează. Mie mă interesează să fie justiția corect. Și da, e că... Asta e problema. Asta e și scopul meu declarat. Așa știu. Justiția, îți dăm mai departe dacă te vin. Dacă nu s-a rezolvat un cer, dar pe mine și nu l-ați spus. Nu, nici și eu ziceam. Doamna, mă taie smasă. Trebuie să domnul meu smasă, să vă dăm vrea să fie... Procedură. Și bine că... Eu ce dat casa asta care a fost, a fost a părinților. A părinților, a părinților lui, a lui, și-o cedat piață, vă dă-i dumneavoastră și acolo sunt. Dar lor voi trebuiește în tăie și casa așa. Nu trebuiește, nu trebuiește. Trebuie o hodiță și liberă streacă. Am să trăiască acolo, lins. Dumnezeu cu dână, iei poarta de acolo și atâta. Da, o pui la loc. Dumnezeu să nu puteți trece acolo, nu? Dumnezeu trece, dar nu trebuie să indicat poarta. Dar greu, e greu, înțeleg. Dar dacă primăria v-a zis scoateți garul cealaltă, de ce nu scoateți? Sau nu e autoritate primăria? Nu numai pe primărie, dar chiar și pe jurnal TV. Ei, las, că primăria e mai autoritate decât jurnal TV. Fost primăriță, nu contează cine e în funcția și ea. Domn Brega, o să se expune în stat de judecare. Cum așa? E o parte, secret. Deci nu e secret.